Descoperiți tensiunea și pasiunea tragică a piesei Medea, reinterpretată magistral de Andreea Grămoșteanu și Marin Grigore. Andreea ne prezintă o Medea cerebrală și emoționantă, în vreme ce Marin adaugă profunzime dramei, o experiență teatrală care promite să vă răscolească sufletele într-o călătorie dramatică ce explorează umanitatea în fața trădării. Și aflăm mai multe de la Andreea Grămoșteanu, actrița Teatrului Mic. Bine te-am găsit, Andreea! Bine te-am regăsit și eu! Cu mare bucurie! Da, am zis că revin și uite, cu această ocazie am revenit. Mulțumesc frumos de invitație. Mulțumesc tare mult, dar cu ce ai revenit? Da. Apropo? Am revenit într-adevăr cu acest proiect foarte special pentru mine, numit Medea, de Euripide, într-o versiune modernă de Ben Powers, în regia lui Vlad Masaj, la Teatrul Mic. Uite, mă uitam acum la foarte frumos afiș. Și da, mi se pare că este foarte, foarte reușit și de impact așa, și sper să facă oamenii să-și dorească să vină, pentru că în ceea ce mă privește a fost un proiect foarte special, așa, cu întâlnirea cu genul acesta de text care este foarte vechi, nu scris acum 2500 de ani, foarte complicat să aduci ceva atât de departe, să vină cât mai aproape de noi. Dar cred că am izbândit cumva să trezim un interes cumva pentru genul acesta de text. Știu că înainte adică eram pe la începutul repetițiilor și am făcut un mic sondaj așa printre prietenii mei și întrebam cam ce ți-ai dori să vezi la așa ceva. Pentru că, na, e un subiect, evident, cu o situație extremă, dar în același timp nu e datat, nu că auzim... Da, auzim și acum la știri. Că se întâmplă normal. Tot felul de atrocități, da. Dar am întrebat ce ți-ar plăcea să vezi, adică de ce ai venit să vezi așa ceva, ce te-ar interesa. Și au fost niște răspunsuri foarte interesante și cumva toate au convers într-un punct comun la care ne gândisem și noi. Pentru că, uite, te-aș întreba și pe tine, de ce ai venit să vezi o piesă antică, mă rog, da, ea este da, evident normal, da, adusă într-o formă da, modernă. Dar ce te-ar interesa să vezi? Adică, păi, m-ar interesa tocmai să văd acest conflict, da? Uh-huh. Să văd cum se naște el, cum crește el. Da. Vreau să văd interpretarea actriței, a ta, bineînțeles, uh-huh, în rolul principal. Vreau să văd drama prin care trece, vreau să văd durerea ei. Uh-huh. Exact. Da? Deci vreau să văd cum exprimă toate aceste exact lucruri. Bineînțeles, cum se raportează, uite, apropo de copii, apropo uh-huh de soț, pentru că este multă, să zic așa, e multă ură acolo adunată cu, bineînțeles, dragostea pentru copii, adică sunt foarte, e un tumult de sentimente, da? Și vreau să văd cum faci tu fața acestei furtuni, să zic așa, nu? Da, cum te răscolește, interesant. Da. Știi, când cineva face un gest atât de extrem, adică prima întrebare care îți vine în minte este, domnule, dar de ce? Da. Adică ce a fost în mintea lui sau a ei de a ajuns să facă un asemenea gest? Și copiii, știi cum e, și cu copiii ce a avut? Da, știi? Da. Din adică păcate, te gândești că ești mamă, nu? Din păcate, într-o asemenea situație, da, știi, dacă am cumva folosit așa o situație mai trivială cumva astăzi, da, ca într-un divorț, da, știi? Da. Copiii, de fapt, sunt cei sacrificați. Exact, sunt victime colaterale. Da, metaforic da, vorbind, dar aici vorbim chiar de un sacrificiu fizic. Exact, da. Adică se da, ajunge în această situație extremă, dar, iarăși, vin și spun, este ceva foarte aproape de noi, de fapt. Chiar dacă este... La mii de ani distanță da, față de noi, da. Așa este. Uite, vreau să știu cum te-a provocat pe tine acest rol, dacă seamănă, să zic așa, și cu alte roluri pe care tu le-ai avut, apropo de tot acest lucru cu tine, știi, de toate aceste trăiri pe care tu trebuie să le scoți la suprafață. Da, eu cred că, na, e în noi toată treaba asta, nu... Eu personal nu sunt adepta personajului, da, domnule, da, sau da, piele, da, sau sigur, eu cred că, fără violență, că este în da, noi și da, că depinde foarte mult ce accesează textul din tine personal. Și sigur că a fost, cred că este one of a kind experiment, așa, nu cred că am mai avut parte de genul ăsta de travaliu, dar travaliu în sensul frumos al cuvântului, pentru că, într-adevăr, îți răscolește foarte mult din lăuntru și... Depinde și cât de mult te lași răscolit, pentru că eu recunosc, sunt ușor mai masochistă așa din punctul ăsta de vedere și m-am lăsat destul de mult trăită de text, dar m-am gândit că doar așa pot la rândul meu să dau mai departe o experiență, pentru că de fapt asta ne-am dorit cu toții, să oferim o experiență. Așa este. Și sper că ne-a ieșit. Așa și vreau să le mulțumesc încă o dată pe această cale colegilor mei care
au făcut o muncă realmente impresionabilă. Odată să-și facă treaba pe care eu aveau de făcut și a doua să aibă răbdare cu mine și să mă susțină. Și aș vrea să-i menționez, iar aici l-avem pe Mărin Grigore. S-a povestit și de Iason, da? Da. Da. Radu Zetu, care joacă regele Creon, Alina Rotaru, care joacă Doica, Liliana Pană, care joacă într-o formulă restrânsă corul din Corint. Da. Vlad Corbeanu, aici Andrei Brădean, care joacă însoțitorul lui Iason, Vlad Corbeanu, care joacă regele Egeus. Și sunt copilașii. Cam, și copilașii, da, copilașii, Mihail și Gheorghe Gindiceanu și ei sunt la dublu, da. Și cu Filip și Andrei, pentru că ne-am gândit că nu știi cum e. Corect. Se îmbolnăvește cineva, să așa mai, este, da, e mai bine. Să nu riscăm. Așa este, e mai bine. Aici era duzet un în Creon. Hai să vorbim și de Iason, nu? Iason, da, este Mărin Grigore. Aici e într-adevăr o situație foarte interesantă. Noi fiind soție și în realitate personală. Da. Da, și știu că a fost o discuție între noi la început când am hotărât să luăm acest proiect împreună. Să ne gândim foarte bine cât lăsăm să ne locuiască și acasă sau nu. Și cred că am ajuns la o formulă câștigătoare. Am reușit să echilibrați, ne delimităm, da, să ne delimităm, să spunem, domnule, una e una și alta e alta. Dar a fost foarte interesant lucrul împreună. Noi mai lucrasem ceva împreună acum vreo 15 ani, un spectacol care se numea Absolut Love, tot așa era un performance. Și acum, iată, viața ne-a dus în această situație binecuvântată de a face o echipă împreună, ceea ce a fost extraordinar. Da, zi-mi dacă este dificil sau nu să lucrezi cu persoana iubită, pentru că de multe pentru ori unele mine, cupluri au pentru niște... Pentru mine a fost extraordinar de bine să lucrez cu Marin. Adică enorm a ajutat, enorm. În discuții, în lucru propriu zis, suntem cumva o formulă câștigătoare, cred, din punctul ăsta de vedere. Da. Pentru că vă și cunoașteți foarte bine. Da, și suntem pasionați de același lucru și atunci mergem într aceeași direcție. A fost mai ușor acum față de acum 15 ani să lucrați împreună? Da, a fost mai ușor, da, pentru că n-am mai crescut și am reușit cumva să ne obiectivăm mai bine. Dar a fost foarte interesant și atunci lucru și acum. Da, experiențe diferite. Exact. Da. Și vreau să-l mai menționez și pe Vlad Masaci, regizorul spectacolului, care ne-a oferit și, mă rog, mi-a oferit, în primul rând, această libertate uriașă cu această partitură și vreau să-i mulțumesc încă o dată. De asemenea, aș vrea să-i menționez și pe Adrian Damian, cel care a făcut scenografia foarte spectacolului. Foarte frumoasă scenografia, costumele, tot. Exact. Tot îmi place. Și pe Ștef Chelaru, care a făcut costumele. Foarte frumoasă. Da, este o variantă, într-adevăr, dacă te uiți, este o variantă modernă, contemporană. Modernă, e din zilele noastre, pentru că în trenci aici. Trebuie să fim credibili și atunci totul trebuie să concure spre această idee. Da. Da? A fi credibil. Așa este. Că sunt niște oameni la urma urmei, indiferent că e un text antic, că e vorba despre mit, sunt niște oameni. Erau același drame și atunci, evident. Și acum sunt aceleași lucruri, evident. Dar nu s-a schimbat mare lucru. Plus că e cu atât mai bine cu cât, uite, poate reușiți așa să aduceți publicul mai aproape de vechile opere, da? Să le redescopere, să se întoarcă acolo la textul original. Foarte interesant, am avut două spectacole până acum și foarte mulți din public erau tineri. Tineri însemnând și adolescenți. Și asta e foarte interesant ce se întâmplă cu proiectul acesta. Că mă gândesc așa, toată generația asta care e preocupată de filtre, de TikTok-uri, tot felul tehnologie, de tehnologie. Exact. Da. Vine și probabil că undeva vezi tot un fel de adevăr și de onestitate crudă, știi, este cea care ne ține pe un drum. Și cred că asta au văzut aici, nu s-a mișcat nimeni pe scaun, iarăși un lucru foarte interesant, pentru că sunt foarte tineri. Și atunci te aștepți, domnule, la un moment dat să pufnească și zice, lasă, m-am plictisit, Da, și asta am observat tot și asta e foarte interesant, că avem parte de un public foarte tânăr și spre foarte tânăr. Da, eu consider că toate aceste texte, să zic așa, ar trebui reinterpretate, readuse la o formă modernă, astfel încât să le suscite interesul, să le vorbească pe limba lor, da? Și cumva dacă vor să studieze mai departe și să se ducă acolo la sursă. Și uite așa, reușim, știi cum e, să mai creștem acolo gradul de cultură, de educație și așa mai departe. Când venim la Medea?
Pe următorul spectacol este pe 8 octombrie, premiera oficială pe 18 octombrie și pe 29 octombrie, astea sunt spectacolele lunii octombrie. E frumos. Și pe tine, da. Unde te mai vedem? Ce mai faci până când nu ești în Medea? Când nu sunt în Medea, da, mai sunt în spectacolul Ținutul de Miezul Verii, care este acum pe 5 octombrie la Teatrul Mic, iarăși un spectacol în regia lui Vlad Masaci, minunat, pe care îl jucăm aproape sold out tot timpul. Acum a ieșit și urmează, de fapt, din 6 octombrie, filmul lui Tudor Giurgiu, Libertate, un film absolut necesar pentru generația noastră, cel puțin, despre evenimentele întâmplate la Sibiu în 1989. Un caz, eu nu știam personal despre acest caz, când mi-a povestit Tudor și după aceea mai stat de vorbă, mi se pare că sunt atât de multe lucruri pe care nu le cunoaștem încă, și rămâne în veșnic, iarăși, cu această întrebare, domnule, cine a tras în noi? Cine a tras în noi? Da, da. Și cred că e un film necesar. Ăsta, un film extraordinar, cu foarte mulți actori, împreună, la oaltă, foarte buni. Fabulos. Și asta este o bucurie. Mergem, da. Mergem și îl vedem Musa și mergem să te vedem acolo pe scena Teatrului Mic. Andreas, mulțumesc tare mult, ne-ai făcut o mare bucurie că ai revenit la noi și că am povestit și, bineînțeles, te așteptăm aici cu brațele deschise de fiecare dată. Mare drag. Îți mulțumim frumos. Vă mulțumesc, dragilor, că a stat alături de noi. Ne revedem mâine tot aici de la ora 13. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație și, așa cum vă spun eu de fiecare dată, nu uitați să zâmbiți.